Noi avem acum o singură problemă, la nivel oficial, este problema exportului de vinuri pe piața Federației Ruse. Da, este. Este o problemă și noi o discutăm deschis. Nu se cuvine în relația între anumite țări, fără explicații, unde sunt anumite probleme de ordin tehnic, așa cum ni s-a spus. Deci, dar eu nu cred că trebuie neapărat să pornim de la premiza că acest lucru se va întâmpla pentru toate produsele moldovenești care se exportă pe piața Federației Ruse. Dar chiar și la modul teoretic, dacă ne închipuim că vom mai avea careva probleme de acest gen, oricum calculele experților arată o eventuală aderare la Uniunea Vamală ar duce la reducerea creșterii economice cu vreo 40% pe total. Astea sunt datele care le-am văzut. Și chiar în condiții în care admitem că sunt reduse și prețurile la gaz, de exemplu, că de fapt mai mult despre asta se discută cu vreo 30%, oricum Moldova merge în minus.